Bună seara, Viorica! Bună seara, Anca! Acum, hai să spunem, eu am insistat să facem acest lucru pentru că am simțit nevoia să facem și public. Ne-am întâlnit în platou la Laurențiu, după terminarea emisiunii, și ne-am împăcat, ca să spun așa. Eu nu m-am considerat niciodată certată cu Viorica Dăncilă. Au fost niște lucruri care ne-au pus pe amândouă într-o situație delicată. Am fost la mijloc între Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea. Mă bucur, Viorica, că ai acceptat să facem acest lucru. Este normal, Anca, pentru că oamenii puternici lasă în urmă lucrurile care poate atunci au dezamăgit sau care i-au rănit la un moment dat sau conjunctura a făcut să fie așa și merg mai departe. Viorica, eu un singur lucru m-a deranjat foarte tare și asta o să-l discutăm noi, între noi, împreună. Am trecut prin niște momente foarte complicate. Ce ai făcut, Anca? Ai suferit foarte tare? Da. Plânge, de ce? Anca. Pentru că au fost zile când eu n-am stat cu copiii mei ca să încerc să opresc niște lucruri sau să încerc să fac niște lucruri bune. Și am suferit foarte tare, să știi. Pentru că s-au spus lucruri nedrepte despre mine. Anca, îți dau o veste. Se vor spune lucruri nedrepte despre tine și în continuare. Crede-mă că n-are rost să plângi.